drumul județean 671 ce traversează localitățile Apa Neagră, Padeș, Călugăreni, Cloșani, Valea Mare, ar urma să intre în reabilitare chiar în luna martie. Anunțul a fost făcut de primarul comunei Padeș, Mihăiță Troacă. Acesta spune că informația vine direct de la sursă, confirmându-i obiectivul de investiție chiar președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, și căminul cultural ar urma să fie renovat tot din primăvară. De asemenea, și monumentul de pe Câmpia Soarelui va beneficia de investiții majore. Astfel, la evenimentele din luna iunie, monumentul va arăta altfel. Vreau să vă spun că începând cu 15 martie începe reconstrucția monumentului. Licitația este finalizată, banii am primit de la Consiliul Județean și vă promit că pentru luna iunie, când pe 6 iunie vom ține la fel proclamația lui Tudor, va fi modernizat total și infrastructura drumului care face legătura între Apa Neagră și Valea Mare s-a ținut licitația, după cât am înțeles, de la domnul președinte Cosmin Popescu. Și începe tot la fel, începând cu 15 martie. Primarul a început deja lucrările punctelor de interes zonal, acestea fiind în prezent în plină desfășurare. La Padeș vor mai avea loc manifestări privind bicentenarul pe tot parcursul anului 2021. În programul dedicat anului Tudor Vladimirescu sunt cuprinse mai multe localități. Din aprilie și până în octombrie sunt programate mai multe spectacole în localitățile gorjene legate direct de Tudor Vladimirescu și de Revoluția de la 1821. Printre acestea se numără Vladimir, Glogova, Țânțăreni, Săcelu, Crazna, Novaci și Baia de Fier.